Școala a început cu multe schimbări, printre care mărirea ponderii mediei la evaluarea națională la 75%. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, noul an școlar totalizează 36 de săptămâni de cursuri. Clasele terminale din învățământul liceal vor avea 37 de săptămâni, iar durata cursurilor este de 33 de săptămâni. 4 dintre acestea sunt dedicate desfășurării examenului de bacalaureat. Elevii vor intra în vacanță din 2 până în 10 noiembrie 2013, iar vacanța de iarnă va dura de pe 21 decembrie 2013 până pe 5 ianuarie 2014. Ca factor de noutate, avem săptămâna aceea de activități extracurriculare, intitulată într-un an săptămâna școală altfel, într-unul să știi mai mult, să fii mai bun. Ei, s-a ajuns la o soluție de compromis, se numește școală altfel, să știi mai mult, să fii mai bun, 2-7 aprilie. Primul semestru se va încheia pe 31 ianuarie, iar între 1 și 9 februarie elevii vor avea vacanța intersemestrială.